Salutare, sunt Mihai Neamțu și spun binevenit la Clubul Marilor Cărți. Te invit să citim împreună, preț de 10 minute, o carte de nota 10. Astăzi stăm de vorbă, dragi prieteni, despre Platon, Republica, cea mai importantă carte pe care un filozof a scris-o vreodată. E volumul care îl distinge pe Platon între cei mai importanți utopiști ai tradiției europene. Există diferențe evident colosale între ce vom găsi în Republica lui Platon sau lui Socrate, depinde cum citiți textul, și viziunea marelui evanghelist Ioan asupra cetății sfinte Noul Ierusalim. Aceste diferențe vor fi importante pentru distinția esențială între platonism pe de-o parte și creștinism pe de altă parte. Creștinismul dăinuie până astăzi. Platonismul a fost o școală filozofică care însă s-a încheiat. Totul începe în anul 330 când Politea este cartea care uimește Grecia Antică. E o carte care vorbește despre educație, despre poezie și retorică, dar mai ales despre relația între sufletul omenesc și viața cetății. Civilizația începe acolo unde omul educat hotărăște să se separe de omul barbar acolo unde înțelegem importanța binelui comun, a lucrului public, res acolo apare gândirea filozofică. În drumul său spre Pireu, Socrate e aproape de mălul mării și are un dialog cu cei din jurul său despre ce înseamnă fericirea oamenilor într-un polis ideal, într-o cetate unde filozofii poate ar reuși să conducă despre binele etern într-o lume foarte afectată de catastrofă socială, de războaie, de imoralitate. Socrate deplânge reputația celor care sunt implicați în coborârea omului de rând la cele mai josnice porniri. Filozoful vrea să privească mereu cerul stelelor fixe. Și fără acest exercițiu al detașării, dreptatea, spune Socrate, este imposibil de obținut e bine să avem statornicie și de aceea e bine să imităm acest empireu sau, dacă vreți, această dimensiune celestă a existenței. Pentru Socrate, binele cetății trebuie să rezulte dintr-un efort cumulat de înfrumusețare a fiecărui suflet. La o privire superficială, unii ar putea spune că Platon a visat ca maestrul său să devină filozof rege și să impună cu forță o viziune asupra tuturor celorlalți. Dar Leo Strauss, unul dintre cei mai importanți comentatori care au studiat textele Antichității, ne-a cerut să citim Republica ca și când ea a fost scrisă într-un limbaj esoteric, care are ceva de ascuns oamenilor neobișnuiți cu gândirea profanilor. Ei bine, vorbim deci despre o carte care a fost supusă foarte multor abordări, interpretări, exegeze. E limpede că filozofii în această carte au un statut special și se bucură de un respect pe care astăzi ei nu-l mai au în societate. Filozofii cel mult predau această materie într-un liceu oarecare și în niciun caz nu ajung să impună o viziune asupra cetății în conversații cu mari politicieni sau cu președinți sau lideri de state. E suficient să ne gândim la destinul lui Andrei Pleșu în viața publică. Platon, deci, are ceva de spus plecând de la o experiență teribilă, una chiar traumatizantă. Faptul că Atena l-a ucis pe Socrate nu e fără consecință. Iată cum apare Republica. Ea apare ca un protest împotriva violenței și a nedreptății și afirmă importanța educației, dar într-un sens inițiatic, educația sufletească care presupune îndepărtarea de umbre, îndepărtarea de tot ceea ce înseamnă o lume îndoielnică și înșelătoare. Orașul este locuit de muritori care abia depistează însă tot ceea ce înseamnă ignoranță sau autodecepție. E limpede că cei care pot să ne elibereze de această experiență a sclaviei sunt doar cei inițiați, cei care pot să dibuie lumina soarelui, dar cei mai mulți însă nu o fac. Mintea școlită ajunge, spune Platon, doar ea să împrumute trăsăturile divine ale Creatorului. Ce este deci adevărul e o dezrobire a minții, o eliberare de această bâșbâire în regatul umbrelor. Platon, spunea un comentator, susține un fel de heliocentrism epistemologic. Soarele este permanent prezent în mintea lui. Trebuie să scăpăm de această captivitate într-o peșteră unde adevărul e în stare de ascundere. Heidegger a vorbit despre un Verborgenheit, ce include Platon în această alegorie faimoasă din Republica despre contemplația binelui, o condamnare hotărâtă a vicilor. Desigur, s-au găsit oameni precum Karl Popper care prezintă Republica în termenii unei fantezii totalitare. Constantin Noica nu i-a dat dreptate, e doar unul dintre exegeții recenți care a văzut în propunerea lui Platon ceva mult mai important. Idealul magnanimității, megală psyche, iată ce reprezintă cu adevărat un deziderat pentru filozoful socratic. Pasiunea, deci, pentru filozofie, dragi prieteni, este o pasiune care se naște dintr-o dragoste personală a lui Platon pentru Socrate, adică a ucenicului față de maestru. Când îți vezi maestrul călcat în picioare sau chiar condamnat la moarte, îți pui întrebarea cum trebuie condusă viața publică ca să nu se mai ajungă la moarte. E întrebarea pe care o punem și noi creștinii când ne gândim că Isus a fost, până la urmă, răstignit printr-o decizie politică și ne punem această întrebare atunci când auzim că în diferite colțuri ale planetei milioane de oameni sunt condamnați pe nedrept de niște călăi, de niște tirani. Cumpătarea, spune Plato. Curajul și prudența sunt virtuțile esențiale ale celor care vor să ne conducă. Gardienii cetății, da, ei trebuie să fie curajoși. Agricultorii trebuie să fie cei harnici. Filozofii, nu în ultimul rând, sunt cei care contemplă binele vieții comunitare. Fără această lucrare asupra funcțiilor sufletești, fără această veche asupra pornirilor noastre trupești, omul ajunge să fie bagiocorit de propriile sale instincte. O cetate condusă de oameni slabi, de răufăcători până la urmă este supusă tuturor hatârurilor. Republica lui Platon, dragi prieteni, este un text despre ce înseamnă viața bună. Nu viața animalelor care sunt hăituite de vânători prin păduri, ci viața adevărată a oamenilor care sunt deopotrivă membrii unei familii, dar și a unei comunități politice. O viață bună înseamnă o viață orientată spre binele transcendent. Însă când noi ignorăm frumusețea contemplației, că noi negăm esențialul, adică moșirea unui suflet mai bun prin exercițiul descoperirii adevărului, atunci trăim alături de Socrate sentimentul marginalității. Un tăbăcar oarecare l-a condamnat pe maestrul lui Platon la moarte. Gândiți-vă ce agonie în sufletul ucenicilor acestui mare filozof. Eu, atenienilor, spunea Socrate, mă deosebesc de marea mulțime a oamenilor nu pentru că aș fi mai înțelept, ci doar că știu că nu știu nimic, spunea cel care până la urmă a marcat definitiv istoria filozofiei europene. Direct sau indirect, Republica lui Platon este o exegeză la apărarea lui Socrate, o altă carte esențială a marelui filozof. E un omagiu adus celui care a fost un cetățean fidel al Atenei și care a băut paharul cu cucută. Este o condamnare implicită a celor care, într-un proces nedrept, au invocat democrația pentru a îngropa filozofia. Lucrurile pe care Meletos le știa, unul dintre cei care l-au judecat aspru pe Socrate, era faptul că nedreptatea nu poate să aducă pacea. Și Platon este unul dintre cei care afirmă acest adevăr peren, că la rădăcina iubirii tale pentru țară, pentru cetate, se ascunde dragostea pentru aproapele, în cazul lui pentru un mare, mare filozof. Republica, dragi prieteni, nu este, în primul rând, un experiment filozofic real. Republica, dragi prieteni, nu este, așa cum au spus unii, un experiment utopic, ci o încercare de a plonja în adâncimile sufletești ale omului. Când orașul greșește față de cei mai buni, când Atena îl condamnă pe Socrate la moarte, noi, cei care dorim să nu trăim oricum, ne punem întrebări esențiale despre perfecțiune și desăvârșire în cadrul unei vieți politice. Miracolul grecesc s-a născut din îndrăzneala de a depăși simpla ipostază a unui popor de navigator sau de neguțători. După Platon, Aristotel a venit să ne vorbească despre faimosul zon politicon, despre omul social sau despre animalul politic care depășește condiția de simple viețuitoare. Să gândești cu adevărat înseamnă să accepti o locuire riscantă, poate, în deschisul, în deschiderea pieței a cetății. Acolo e important, în această piață, să regăsim întotdeauna oamenii capabili să formuleze cele mai grele întrebări. Avem nevoie de Platon, avem nevoie de Republică, avem nevoie de filozofie. Sunt Mihai Neamțu și te invit să fii și tu ambasador al Clubului Marilor Cărți pentru o Românie deșteaptă. Numai cultura ne vindecă de vulgaritate.